Ce mesaj, mă? Ce scrie mesajul? Ce, mă? Ce scrie mesajul? Cum îi scrie? Că n-am treabă cu tine, n-am treabă cu mine. La ce mesaj te referi, la da cu ăla? Nu, mesajul da cu frate. L-am trimis cu prieten. Vreau să spun că... Telefonul stricat, n-am primit niciun mesaj. Ce am zis? Vreau să te-am sunat cu ce scuze. Nu pare rău că te-am. Adică că te-am, nu ți-am spus nimic eu, frate, tu m-ai amenințat. Și te-am spus. Da, mă, dar tu știi cine sunt eu, mai bine te interesezi înainte să mă... Am auzit, frate. Deci eu sunt colonelul Murtei. Știu că tu ești. Știi că nu-ți convine. Știu, mie, frate, n-am nicio indiferent cine ești tu, adică... Cine vrei tu să fii? Adică nu ți interzice nimeni să fii cum vrei tu, eu n-am nicio treabă cu tine. Eu ți-am dat, da? Glume cu mine atunci, i-ai dat numărul lui tovarășul tău să mă ia la mișto. Frate, deci să spun ceva. Dacă vrei mă crezi, dacă nu, nu. Dacă l-am dat vrei să ai Facebook-ul lui ăla să-i văd și o fața pe tine. Am plăcerea să... Da, nu. Știi cine e ăla? Spune cine e ăla. Îl știi sigur după Facebook. Cine? Ia spune numele. Iuli Fanfa. Iuli Fanfa, nu? Da. Băiatul ăsta m-a mai înjurat. Chiar acum o să-l deblochez și o să stau de acord. Deci, adică da, frate, nu știu ce are. Nu știu ce are cu tine. Problema e, nu știu. Nu știu ce are cu tine, nu știu, eu ți-am spus, nu, în momentul ăsta eu nu mai am... Nici eu nu știu ce are cu mine și chiar sunt curios să aud de curând ce are cu mine. Eu, frate, stai să spun, tu ai înțeles greșit, eu nu i-am dat numărul, i-am lăsat telefonul să-și trimite o melodie și ce a căutat trebuie și a luat numărul tău, nu știu. Da, e foarte bine că l-a luat, adică... Da, te-a mai sunat? Nu m-a mai sunat, dar pe Facebook... M-a făcut, m-a înjurat, l-am blocat de vreo două ori, după aia a zis, hai mă, eu ăla, să vedem ce care-i treaba cu el, nici nu l-am întrebat, că știa jură și înjurăturile. Nu dai seama, cu, bă, stai să spun eu, tu acum ești omul toată firea vorbind după aia sinceră, da? Da. Nu? Nu așa, te afectează vorbind înjurăturile ăla? Nu mă afectează, da, mă enervează. Păi îți dai seama că și pe oricine enervează când faci mișto de tine și astea. Eu cred că n-am făcut mișto de tine. Deci te-am sunat, ai spus, mi-ai dat numărul tău pe Facebook de bună voie și da, știu, să vorbim. Da, știu, mi-ai dat și o gagică la telefon. Da, ai văzut, deci da, eu chiar nu te-am luat mișto sau... Da, știi de ce m-a deranjat pe mine? Că i-ai dat numărul lui ăla și ăla mi-a spus frumos că tu i-ai dat numărul. Frate, nu i-l-am dat eu, deci te-ai zis așa să treci tu, uite pe mine. Mi-ai spus că chiar că e Iuli Fanfa ăsta. Eu am văzut pozele, știu cum arată și acum dacă o să mă pun, să mă învăț, să mă pun în cap tot îl trebuie pe două zi și peste o lună de zile și poate una, trei, nu îl spun, da. Și lasă, nu-mi faci, că okay. Păi și ce să-i faci, lasă, nu-mi faci. Păi dar nu e ceva de lăsat mâine, m-a jignit. Am înțeles, am înțeles. Măcar să-mi dai o explicație. Dacă poate să-mi dai o explicație și pe meu, poate scapă cu o palmă sau un șut. Dacă nu, nu pot să spun că nu e bine. Stai palma cu aia. E greșit, da? Poți ai dreptate. La mai sus, la ceva mai ai dreptatea ta, n-am ce să zic, deci așa e cum zic, da. Destui care m-au înjurat pe internet și eu, la un moment dat, m-am înjurat și eu cu ei, dar am zis că de ce să stau de... Dar nu e bine să stai de... Nu, îmi spune mie ăla că stau în fața PC-ului și sunt mare și mare. Am ieșit foarte bine pe aici cu satul Murte, n-am văzut să facă nici cur la mine, am fost singur în aici. Nici eu n-am văzut să facă, chiar mă așteptam, ia mă, că am auzit că văd să mă facă cine. Că nu știu ce. Până la urmă, Facebook-ul faci cum vrei tu. Nu, dar
o stradă mă vede, știi, dar mă vede, știe cine sunt și nu au tu pe dau. Nu știu dacă o fi adevărat, dar eu am auzit că ești un băiat de treabă astea, știi. Nu știu, nu mai cine mă cunoaște bine, să zice. Eu am vorbit cu băieți care te cunosc bine, adică cu prieteni de-ai tăi. Și mi-a spus că ești un băiat de treabă, da. Că nu... Da, acum sunt. Adică și mie mi se pare la fel. Când am cu cine discuta, sunt. Dar nu că dacă ăla vine și mă ia pe mâine și mă dură și nu știu ce... Așa e. Vreau să mă duc să zic să română sau să le iau un brân. Așa e, ai dreptate. Altceva, la alte chestii. Dar nu e bine de ăl dreacu, până la urmă, lasă, nu-mi place și aia e. O să-l debloc pe Facebook, că l-am blocat. Eu nu blochez persoane pentru că mie nu mi-e frică de ele. Eu vreau să văd ce au de spus. Dacă ăsta continuă să mă înjure, eu atât are mai multe bile negre la mine și la mai multe bile negre pot să iasă și mai rău. Nu știu cât... Poate că vorbim mai târziu, că am puțin de treabă acum. Mă sun când vrei și discutăm frumos, dar... Da, frate, dar nu... Bine, frate, bine. Mai vorbim. Da.